La Albești de Mușcel, situația animalelor sălbatice este plusată de cea a animalelor domestice. După ce porcii mistreți au distrus grădini, iar urșii au ajuns până în gospodării, acum câinii domestici au ajuns o problemă urgentă. Este vorba despre o familie care și-a construit în curte un adăpost de câini. În cuște au înghesuit mai multe exemplare agresive și de mari dimensiuni, iar prin curte aleargă câteva zeci de exemplare de diferite rase. Vecinii sunt exasperați de mirosul și gălăgia făcute de aceștia, iar autoritățile au încercat o rezolvare a situației, dar fără niciun rezultat. Se pare că după problema pe care am avut-o cu animalele sălbatice, respectiv ursul care a fost capturat aici pe raza Albeștiului, porcii mistreți care ne-au distrus gospodăriile cetățenilor, avem problemă cu animalele domestice. Respectiv, suntem în spatele meu, se află gospodăria numiților Șerban, Marcela și Petre, care dețin, fără a avea acces la informații, un număr de 40 de câini. Se pare că ar fi fără documente. Din păcate, legislația nu ne permite să intrăm în gospodărie, să verificăm starea de sănătate. În acest sens au fost și reprezentanții ai DSVSA Argeș. De asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului Argeș ne-a comunicat faptul că acest lucru depinde de autoritatea publică locală, însă cadrul legislativ care există în momentul de față în țara noastră nu stabilește exact modalitățile de abordare a acestei probleme. Ați încercat să intrați? Să stați de vorbă cu... Da, am fost însoțit de organele de poliție ale comunei. Se pare că nu avem acces, nu ne permite. Am avut și o discuție la parchet de pe lângă judecătoria Câmpul Lung și tot fără un răspuns concret. Încercăm toate posibilitățile. Dar ei ce zici? Nu comunică cu dumneavoastră? Nu comunic. Localnicii au făcut mai multe plângeri, atât la mediu cât și la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpul Lung, dar până în prezent nu au primit vreun răspuns favorabil. Toată ziua ne latră, nu putem să ne odihnim, de dimineața de la 5 începe așa, apoi când încep și ei discuțiile de bate în tablă pe acolo ce face, și plus că ies pe drum, vine și în poartă, vine 3-4 care ies mereu pe drum. V-a atacat vreodată un câine? Nu m-a atacat, dar se frică. Când sunt mai mulți, se frică. I-am zis, ei, mie mi-e frică, eu nu mai circul. Sau nu, ce, nu, că te miroasă, nu te mușcă. Ați avut și alte discuții mai contradictorii cu ei? Eu nu am discuții, că n-am de ce să am discuții, dar nimeni... Faceți ceva cu acești câini, că sunt un pericol? Sunt un pericol de infecție. Un pericol de infecție sunt câinii ăștia. Miroase dimineața, ieri venea ea de la pâine și așa adia vântul, un miros de nu se mai putea. Nu știu unde aruncă mizeria, nu știu ce face. Am și eu câine. Și eu îi dau drumul pe drum, să duce în 5 minute și vine și îl închid. Dar nu deranjez pe nimeni. Așa. Nu poți nici noaptea să dormi ziua. E toată ziua latra, e ca la balamuc. După ce latră câinii, mai începe și ei să urle, stăpânii. Să ceartă între ei? Vai de mine, nu că să ceartă, să o omoară. Este vare. S-au luat vecinul ieri de el, de fiul său. Zice, ce faceți cu câinii? Treaba mea. Zice, cine te sponsorizează? Nu te interesează pe tine cine mă sponsorizează. Vrem și noi să știm că dumneata când ai venit cu câinii, trebuia să ne cere acordul nou, nu? Păi ne-a cerut acordul la niciun vecin. Dar câine de unde i-a adus? De cum să ia de unde aduce fiul său? Că ia ce fiul său? E ziare în București. Și eu nu știu de unde i-a aduce. După București, ce știu. Zice, dumneata, zice, nu te gândești că... Păi ce face? Latră, nu face nimic. Păi latră, că ne terorizează. Până când situația va ajunge la o normalitate, atât autoritățile cât și localnicii se roagă ca animalele să nu iasă din curte și să nu muște vreun trecător. Abia atunci se vor putea lua măsuri și trage la răspundere proprietarii animalelor.